Zimbru ale. Mihai, felicitări cu debutul pentru echipa Zimbru, măcar că este un meci amical. Cum ți-a părut meciul, cum ți-a părut echipa noastră și echipa adversă? Mulțumesc pentru că m-ați primit aici. Echipa a luptat, zic că e o victorie pentru moral. O să ne ajute foarte mult pentru meciul cu Milțami. Băieții au luptat pentru fiecare minge, s-a văzut devotament și sperăm să facem un rezultat bun, să urcăm în clasament. Ești deja de vreo câteva săptămâni aici în echipă. Spune tu când deja o să joci în meciuri oficiale, când o să ai această posibilitate, că deja ai semnat contractul, deja ești membru echipei. Când te vedem în meciuri oficiale? Din câte am înțeles, pe data de 23 octombrie acum o să mă legitimeze. După rămâne la decizia antrenorului dacă o să joc sau nu. Eu o să mă antrenez, o să fiu serios. De asta am și venit să joc și să ajut echipa cu ce pot eu mai mult. Înainte să vii în Moldova, ai jucat mai multe de 150 de meciuri în campionatul României, în prima ligă. Ai fost și în campionatul Țării Galilor, în Scoția, dacă nu greșesc. Da. Cum că ai ajuns în Moldova? După o perioadă destul de bine, cum înțeleg eu. Da, prin agentul meu mi-a spus despre acest proiect de aici, că echipa trece într-un moment mai greu, care au nevoie de fundași și am zis da, când am văzut ce bază au, ce bază este aici, ce condiții foarte bune de pregătire. Povestește tu personal, la ce echipe ai fost, unde ai jucat și ultimul timp te străduiai să-ți găsești echipă după hotare, cum înțeleg. Povestește tu unde ai fost și cum ai ajuns până la urmă aici. Să încep cu început. Deci am început la Concordia Chiajna în Liga 1, după am jucat 3 ani acolo, după am jucat un an la Oțelul Galați, în Liga 1 în România. După am plecat cu un antrenor român și încă 3 jucători în Irak, în prima ligă, unde am stat un an de zile și ne-am clasat pe un loc foarte bun din istoria clubului, locul 5. După care am jucat la Brașov, în Liga 2 României, și în iarnă am semnat un contract în Țara Galilor cu echipa care a câștigat campionatul de New Science. Am semnat un contract pe o perioadă de 5 luni. Mi s-a terminat contractul, am așteptat ceva din Liga 1 România, nu a ieșit, toată lumea cu promisiuni, a trecut perioada și mă bucur că am ajuns aici, sper să joc cât mai bine și să rămân în continuare aici. Știu încă că ai fost la echipa Dundee United, un club renumit din Scoția. Ai fost acolo la probe sau ce a fost acolo? Da, m-am antrenat cu dânsii 10 zile. Din diferite motive, din cauza clubului anterior, nu s-a făcut transferul. Dar a fost un pas înainte că am jucat la Brașov și mi-a prins bine că am avut meciuri în picioare și nu am stat. Ce ai știut până să vii aici despre campionatul Republicii Moldova, despre Zimbru? Știam că Zimbru este o echipă de tradiție, știam de suporteri înfocați care are această echipă, știam de derby care l-au mereu cu Șeriful. Sunt foarte uimit de condițiile care sunt aici, păcat de locul care îl ocupăm acum în clasament. Sperăm să urcăm cât mai mult.